Silviu este un scriitor care nu prea publică și cum sunt artiștii care nu-și fac meseria, vorbește foarte mult. E plin de păreri pe care nu îi le cere nimeni, dar le dă oricum. Și cred că așa ajunge el să interacționeze cu povestea personajului principal, dându-și cu părerea neavenit. Chestia asta cu scrisul pe parcurs a fost, cred că în ceea ce privește scenele noastre, un scris pe parcursul pregătirilor. Pentru că ne întâlneam să repetăm și descopeream că se modifica textul. Nu erau modificări foarte mari, dar așa am descoperit că Paul are un talent de scenarist destul de specific, aude foarte bine actorii și își rescrie replicile în funcție de felul de a vorbi și de a reacționa al fiecărui actor. După primele repetiții, efectiv puteam să iau scenariu și fără să mă mai uit la numele personajelor, puteam să recunosc care erau replicile lui Rolando, care erau replicile mele, pentru că sunau ca noi. Ăsta e un talent pe care l-are Paul, pe care îl invidiez și eu sunt scenarist și invidiez talentul ăsta. E într-un fel o garanție că în filmele tale actorii o să funcționeze destul de bine. Cred că mai cinstit ar fi să mă întrebați ce motive aș fi putut avea ca să refuz un rol. Pentru noi actorii, cred că mai degrabă, în genere acceptăm, în genere spunem da. Asta e realitatea, nu sunt multe filme care se fac la noi și o bucurie să faci un film. Acum, în ceea ce îl privește pe Paul, eu văzusem filmele lui dinainte, O lună în Thailanda și Două lozuri. Mie O lună în Thailanda mi-a plăcut destul de mult și de când am văzut filmul, vroiam să mă întâlnesc cu el, vroiam să-l cunosc pe Paul, pentru că mi se părea că și pe mine ca scriitor mă interesau oarecum niște teme de care el se folosea acolo în film. Cred că am reușit să-l cunosc la o premieră a unui film în care jucam. Și când m-a chemat la casting, cred că pentru mine, până să citesc textul ăla, eu eram foarte, foarte fericit că o să, cât de cât o să am o interacțiune cu Paul pe care vroiam să-l cunosc. Și apoi am citit pentru rol, mi s-a părut un scenariu foarte... Un scenariu destul de bun, ca scenarist zic. Erau niște dialoguri închegate care aveau subtext. Nu erau deloc în general. Era un scenariu de comedie, ceea ce se face destul de puțin. Mie îmi place foarte mult comedia. Îmi plac actorii de comedie, îmi place să scriu comedie, îmi place să citesc comedie și... Da, cam asta a fost, atitudinea mea față de scenariu și proiect.